Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 147 ediții de analize economice, un proiect comun, Iris Viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina noastră oficială sau pe pagina mea, ionit.md. Acum intrăm în câteva săptămâni, așa să zicem, de sărbători. Noi mai rar avem așa un maraton al sărbătorilor, practic jumătate de lună ne odihnim. Și de ce am considerat să începem tot acest lucru cu o analiză legată de turism, la turism, despre turism vorbim foarte deseori, dar astăzi am vrut să vorbim despre Republica Moldova ca destinație turistică. Sper foarte mult că ceea ce facem noi astăzi vă va încuraja în acest luna mai, care iată se apropie, să alegem Moldova ca destinație, să descoperim Moldova. S-a întâmplat lucrul acesta în ultimii ani de zile, vă voi arăta astăzi niște cifre destul de impresionante, dar scopul acestei ediții este să încurajăm toți cetățenii din Republica Moldova să meargă cel puțin pe o zi, două, undeva în Moldova la odihnă, să vadă lucrurile frumoase, de ce nu să rămână la un hotel sau la o pensiune și, desigur, să meargă la restaurante unde se guste mâncările moldovenești. Înainte de a trece la cifrele propriu-zise, înainte de a vorbi cu datele oficiale care le avem noi, aș vrea să fixăm trei lucruri care ne va ajuta să înțelegem mai bine tot tabloul legat de câtă lume se odihnește în Republica Moldova, cât de mult suntem noi și aproximativ care este industria turismului, lucruri despre care vom mai reveni în următoarele câteva luni de zile unde vom da mai multe date. Aceste trei lucruri care vreau să le spun sunt în baza la două sondaje realizate de Iris Viitor mai de mult, unul recent și unul mai de mult. Poate le-ați mai auzit, dar vreau să le repet. Primul lucru care vreau să-l fixăm este următor. Noi recent am pus o întrebare. Dumneavoastră, personal, ați fost vreodată în viață peste hotare? Și populația Republicii Moldova se împarte în trei categorii. 40% din cetățenii Republicii Moldova niciodată sau foarte de mult au fost peste hotare, vedeți, mai mult de 10 ani în urmă. Deci, practic, avem 40% din oamenii noștri care nu circulă. După aceasta avem 40% de călători, deci oamenii care spun că merg sau merg foarte des peste hotare, 20% sunt aceștia plus minus. Deci avem 40% din cetățenii noștri care practic deloc nu circulă și 40% din oameni foarte activi. Deci asta este primul lucru care trebuie să-l avem în memoria noastră atunci când vorbim. Al doilea lucru este în baza unei cercetări realizate mai de mult. Sper foarte mult că vom găsi bani ca să mai facem o cercetare mai nouă legată de turism, unde noi am întrebat oamenii, de regulă, când merge undeva, unde merge? În țară sau peste hotare? Dacă observați, în perioada până la pandemie era raportul 80 la 20, adică din 5 călătorii care le făcea omul, unul făcea în țară, 4 le făcea peste hotare. În pandemie a fost 30 la 70, iar acum credem că este undeva 25 la 75, deci estimăm 25 la 75. Altfel spus, din 4 călătorii, una este în țară, 3 sunt peste hotare. Deci asta este al doilea lucru care vreau să-l fixăm. Și al treilea lucru extrem de important, și cu aici după asta începem analiza, am întrebat cetățenii noștri atunci când merge la odihnă. Cum merge? Pe cont propriu sau în baza unei apelând la o agenție? Dacă observați, avem, indiferent pandemie, nu pandemie, 25-26%, dar 25% spun că merg cu o agenție, 75% pe cont propriu. Ce înseamnă lucrul acesta? Atunci când avem datele oficiale privind numărul de moldoveni care pleacă la odihnă peste hotare sau numărul de moldoveni care se odihnesc în țară, trebuie să-l înmulțim cu 4. Numărul real de cetățeni ai Republicii Moldova care se odihnesc este undeva de 4 ori mai mare și lucrul acesta este plus minus comparabil și cu străinii care vin în Moldova. Deci noi avem străini care vin cu agenții, avem străini care îi avem înregistrați în hoteluri, nu putem spune că toți sunt turiști, dar avem și străini care traversează hotarul Republicii Moldova. Acolo vorbim de milioane, se odihnesc în hoteluri de sute de mii, printr-o agenție, ceva mai puțin de 100.000. Deci, iarăși tot de mulțit undeva 1 la 4. Deci, raportul turismului oficial față de cel neoficial este de 1 la 4. Lucrul acesta, iarăși, trebuie de ținut cont atunci când vorbim. Câți oameni s-au cazat în
în toate structurile de primire turistică în Republica Moldova. În 2023 avem câteva recorduri. Primul este, avem cel mai mare număr cazat în perioada de iarnă, deci în trimestru 4, 96.000. Și al doilea record avem în trimestru 3, iarăși 142.000. Și am trecut în trimestru 4, am trecut de precedentul record istoric. Dacă vă uitați atent, noi am avut 375.000 de persoane care s-au odihnit sau cazat în Republica Moldova. Pandemia pur și simplu ne-a prăbușit, am ajuns la 74.000 și în anul 2023, în trimestru 4, noi în sfârșit am ieșit din căderea care a fost în pandemie. Deci 375.000 noi am trecut în trimestru 4, deci am dat-o trimestrial ca să vedem că criza generată de pandemie în anul 2020-2021 a fost depășită în anul 2023, exact cum și-am estimat anterior, în trimestru 4. Dacă ne uităm la străini care sunt în Republica Moldova, vedem iarăși că în acest an, în 2023, am stabilit recordul absolut istoric, deci am avut o cădere de 10 ori de la 174.000 de străini veniți în Republica Moldova și cazați. Număr de străini care vin în Republica Moldova este cu mult mai mare, dar mulți din ei sunt la muncă, mulți din ei stau în chirie undeva. Noi vorbim de cei care vin și cazează în tip de cazare publică. Și noi am ajuns la 17.600. În trimestru 3 noi am depășit limita maxima istorică și în trimestru 4 am ajuns 195.000, deci maximul istoric. Dar când zic maxim istoric la independență, să nu uităm că până în anul 1991 în Republica Moldova, sub străini atunci erau cei din fostă Uniune Sovietică, dar din afară Republicii Moldova, anual la noi se odihneau circa 300.000 de turiști, veneau 300.000 de turiști. Acum, dacă observăm, am putea spune că avem toți și organizat și neorganizat 195.000 de persoane. Altfel spus, am ajuns la 2/3 din capacitatea care am avut undeva, deci mai avem încă de crescut, dar dacă observați bine, noi în ultimii ani de zile am avut undeva 60-70.000 și acum ne-a ridicat la 200.000, deci o creștere de 3 ori și se vede clar o tendință de creștere. Dacă să ne uităm cum vin străinii în Republica Moldova, i-am împărțit în felul următor. Cei care vin printr-o agenție de turism și cei care vin de sine stătător și se cazează într-o formă de hotel, motel, pensiune, unde se cazează ei. Dacă observăm, numărul celor care veneau organizat în 2023 a atins un record absolut, deci am avut în anul precedent, în 2022, 29.000 de persoane, în anul 2023 aproape 44.000, deci o creștere și maximă istorică, dar și o creștere foarte puternică, iar cei care au venit de sine stătători și s-au cazat într-o unitate de cazare, au fost 152.000 de persoane, dar încă o dată repet, acești 44.000 aproape este o creștere pur și simplu spectaculoasă față de tradiționalul 90.000, însă până la 300.000 mai avem încă mult, mult, mult. Chiar dacă și punem pe acești care vinit pe cont propriu 152.000, totuși până la 300.000 cât am avut cândva mai avem mult. De unde vin cel mai mult turiști care se cazează în Republica Moldova? Pe locul întâi este România cu 39%, deci practic din 4 din 10 vin din România, apoi este Italia și Ucraina, câte 14-14, apropo, Ucraina a crescut în ultima perioadă, deci din Ucraina, noi deja spunem, avem două tipuri de cetățeni, sunt refugiați și vizitatorii, nu vreau să-i numesc turiști, dar vizitatorii de scurtă durată, deci ei au crescut foarte puternic în 2022, în 2023 avem o ușoară scădere, de oricum sunt destul de mulți și observăm 28 cu 40, avem 68% sau 2/3 din toți cei care vin în Republica Moldova sunt din 3 țări. După aceasta urmează, dacă observăm bine, țările din Uniunea Europeană, țări dezvoltate, Federația Rusă, care cândva erau mult, acum undeva e pe locul 12-15, deci practic de acolo nu vin nimic. Dacă observați, primele 10 țări ne ia peste 90% din toți vizitatorii. Restul, 10 de țări, 7%. În pensiuni. Vreau să mă opresc astăzi la pensiuni. Din ce cauză?
În primul rând, sunt extrem de entuziasmat de ceea ce se întâmplă în industria pensiunilor din Republica Moldova și voi spune următorul lucru. Deci, la noi, până în 2005, pensiuni, agropensiuni în Moldova nu existau. Prima a apărut în 2004-2005, am avut atunci, în primul an, întotdeauna spun cu zâmbet, 300 de oameni pe parcursul unui an, evident, o singură pensiune, 300 de oameni. După aceasta am stagnat an la rând, dacă observați, la nivel de 10-13 mii, am avut o creștere, așa, plus-minus creștere, dar până în 2020, noi, practic, agropensiunile noastre erau la nivel de, haideți să o spunem, 15-20 de mii de persoane. Deci 20 a fost maxim în 2016 și după aceasta ne-am bălăcit pe loc, dacă se poate să folosesc lucrul acesta. A venit pandemia care a lovit foarte dur în tot ce înseamnă industria turistică din Republica Moldova, în special s-a redus de 10 ori, țineți minte, numărul străinilor care a venit, dar pandemia a avut și un efect pozitiv. Deci, practic, la noi agropensiunile, în perioada de pandemie, de criză, când această ramură s-a dus în jos, ea a cunoscut o creștere de 60%. Mai departe vă arată la cifrul, deci avem o creștere pur și simplu ca capacitate de primire turistică. Iar numărul de turiști la noi a crescut, dacă noi am avut 15.000 în 2020, observăm acum 46.000, un record absolut, dar cel mai tare, uitați-vă la tendința. Deci avem o creștere stabilă în fiecare an. Deci o creștere, nu în fiecare an, dar pe fiecare trimestru, vedeți, eu dau trimestrial și pur și simplu bucură ochii, o creștere de 3 ori în 3 ani de zile. De 3 ori în 3 ani de zile. Rar mai găsești în Republica Moldova un domeniu care, deci cel mai tare, care din Bucură mai e tip, ai o creștere tot așa, de 2 ori la 2 ani poate, dar nu ai așa o creștere. Deci, așa o creștere ca în domeniul agropensiunilor, noi nu avem absolut niciun ramur și încă o dată repet, în condiții de criză totală. Dacă ne uităm, cine sunt cei care se odihnesc aici? Dacă observăm, în anul 2020, străinii, evident, a scăzut până la 1.300, în anul 2023 am ajuns la 13.000, sau o creștere de 10 ori, sau, mai corect spus, de 2 ori mai mult decât în anul până la pandemie. Practic, în prezent, numărul turiștilor care vin la noi, se vizitează pensiunile rurale la noi, este dublu decât perioada până la pandemie și avem o creștere, pur și simplu, cu 50% în fiecare an. Cel mai interesant este moldovenii. Dacă observați, cetățenii Republicii Moldova după anul 2020 pur și simplu au descoperit zonele noastre rurale. În prezent am avut 33.400 de oameni care au mers într-o pensiune agropensiune și au rămas cel puțin pe o noapte. De regulă rămân, medie este unul între 5 nopți, una, două nopți. Deci unii rămân pe noapte, una pe două nopți. Cel mai tare ce am vrut să văd, că la noi agropensiunile au o problemă. Înainte aveau o problemă. Deci, în perioada caldă anului, ele erau foarte bine încărcate, perioada rece anului era o prezență foarte slabă și atunci am vrut să văd, în sezonul rece sau în lunile de iarnă, câți oameni s-au cazat în aceste agropensiuni, încă o dată repet, exact când ai cele mai mari costuri, la noi gradul de încărcare era la nivel de 5%, deci dacă normal ca o pensiune să funcționeze normal, ai nevoie de cel puțin 40%, la noi iarna erau 5%. Dacă observați, în perioada până la pandemie erau 6-7 mii în sezonul rece anului. De fapt, cei care erau, marea majoritate, erau în perioada caldă anului. În acest an, estimăm că în perioada 2023-2024, datele pentru primul trimestru nu le avem, dar deja putem face estimările, inițial estimam că vor fi 19.500, vă aduceți aminte, am mai făcut o prezentarea trecută, dacă veți uitați, estimarea noastră era 19.500, acum credem că s-au odihnit cel puțin 22.000, dar cred că între 22-23.000, deci estimările noastre foarte optimiste s-au adeverit a fi pesimiste, deoarece realitatea a fost cu mult mai frumoasă decât chiar ne-am imaginat noi. Cum am spus, capacitatea de cazare. Uitați-vă, în 2004 noi am avut 88 de paturi în agropensiune. După aceasta am crescut până în 2020 la 1060 de locuri de cazare, iar în 3 ani de zile,
de criză în acest domeniu. De fapt, agropensiunile au cunoscut o creștere. Dacă vă aduceți aminte, prognoza inițială pentru anul 2023 era în jur de 1550 de locuri noi de cazare. Deci intuiam că vor crește, dar credeam că vor fi deschise noi vreo 100 de locuri de cazare. Trebuie să spun că așteptările mele optimiste s-au adeverit a fi de două ori mai pesimiste decât realitatea. Dacă inițial credeam că anul 2023 îl vom termina undeva la 1530, dacă nu mă înșală memoria, am prognozat, am terminat cu 1630. Altfel spus, dacă estimam inițial că vor fi deschis 100 de locuri noi de cazare, de fapt s-au deschis 200 de locuri noi de cazare. Deci în Republica Moldova nu prea ai multe activități și acolo unde ceva puțin se mișcă, de fapt, s-a întâmplat că toți s-au aruncat la agropensiuni. Toți vor să creeze acest lucru. Mai mult ca atâta, poți să obțini și o subvenție de la stat, inclusiv de la Ministerul Agriculturii pentru proiectul de dezvoltare rurală. Și în prezent se pare că autoritățile noastre încep să acorde atenția meritată, cuvenit și necesară turismului intern, turismului rural, turism care are un potențial pur și simplu inimaginabil. Încă o dată repet, în ultimii 3 ani de zile a crescut de 3 ori număr doar în agropensiuni. În consecință, dacă agropensiunile chiar în 2020 reprezentau 4% din toate capacitatea de cazare în Republica Moldova, acum a ajuns la 6,34%, cred că în 2 ani de zile vor fi cel puțin 10%. Deci dacă celelalte ramuri ale turismului se dezvoltă mai mult sau mai puțin, agropensiunile se dezvoltă foarte activ. Dar și o mică nuanță, în opinia mea, capacitatea ca o prețurile să fie bune. Știți că la noi mulți se jelăi că prețurile sunt mari. Și explicația este una foarte simplă. Gradul de încărcare a unui hotel sau unei agropensiuni ar fi bine să fie de cel puțin 40%. La noi, în Republica Moldova, din păcate, mulți ani a fost cu mult mai jos, era în anul 2020, chiar am avut și un grad de încărcare destul de redus. Acum am ajuns la 16% aproape, iar în 2023 ne-am coborât la 13%, ceea ce este cam de 3 ori mai puțin decât ar fi. Altfel spus, potențialul acesta și creșterea numărului de turiști atât de tare a încurajat oamenii că la noi s-a creat mult peste capacitate. De altfel spus, cred că statul, dacă vrea să sprijine acest sector, nu trebuie doar să sprijine financiar ca ei să facă, ca să ei să construiască, să facă eficiență energetică, dar trebuie cel mai mult să sprijinim mediatic ca să încurajăm oamenii să vină. Deci tot ce avem nevoie este să crește minimul de 3 ori numărul de vizitatori care îl avem în prezent. Deci, noi trebuie să ajungem cel puțin la 40% gradul de utilizare a capacităților existente. Tot ce mă bucură pe mine, nu mă bucură, că nu-i frumos, spui că te bucură, tot ce mă face să fiu o leac mai optimist, bănuiesc că în Republica Moldova, în agropensiuni, nu toate cazările sunt oficial înregistrate, de aceea presupun că gradul de încărcare nu-i 13%, dar e cel puțin 20%. Chiar dacă este 20%, ținând cont că sunt unii care se cazează fără ca să fie înregistrați, oricum 20% este 2 ori mai puțin decât ar trebui să fie. Deci tot ce avem de făcut și de acum sfatul și încurajarea mea pentru autorități este să promovăm Moldova ca destinație de odihnă atât pentru străini, dar în mod special pentru moldoveni. Deci tot ce trebuie să facem, deci nu poți să visa, eu la toți le spun de fiecare dată, cum poți spera să vină un străin în Republica Moldova să viziteze, să vadă Moldova, dacă noi nu mergem? Dacă eu nu sunt interesat, dacă eu nu sunt entuziasmat să văd Moldova, cum pot să aștept că va veni cineva străin? De aceea, dacă vrem să dezvoltăm Moldova ca destinație turistică, prima ce trebuie să facem, scriem aceste puncte de destinație turistică, ele sunt în mare măsură deja ceva, Lunga Prutului, e dezvitorul lucrat, Soroca, Orheiul Vechi, mai pot fi identificate câteva destinații turistice majore, rute turistice. 2. Să promovăm și să încurajăm, inclusiv pentru cu copii în școli, să oferim vouchere cum voucheri turistice ca să meargă la excursii prin Republica Moldova. Deci, pentru cei care învață mai bine. Deci, trebuie să avem un program complex de încurajare ca să asigurăm cel puțin dublu din Moldova. Dacă avem acum, am ajuns la 30 ceva de mii, să avem cel puțin 70 de mii în următoare 1-2 ani de zile, în felul acesta, ca să încărcăm capacitatea de cazare a pensiunilor agroturistice, cel puțin
puțin la nivel de 40% și încă o dată repet, dacă observați, ele sunt cel mai mult care s-au dezvoltat în ultimii ani. În concluzie, descoperiți Moldova. Moldova este frumoasă. Vreau pe cei care s-au avântat în această afacere, relativ nouă pentru noi, este o afacere tânără în Republica Moldova, n-are nici 20 de ani de zile. Putem să spunem că s-a născut în 2004. Exact, 20 de ani, că fără să-mi dau seama, sărbăm 20 de ani. În 2004 s-a născut, astăzi, anul acesta avem 20 de ani de când au apărut agropensiunile și uitați-vă, dintr-o ramură inexistentă, astăzi am ajuns să avem aproape 50.000 de vizitatori, triplu față de ceea ce a fost 3 ani în urmă. Doresc succes tuturor celor care activează în acest domeniu, iar nouă, de sărbători, să nu uităm să vizităm țara noastră, că merită văzută. Vă mulțumesc și până data viitoare!